Din păcate, da. Eu spun din fericire. Da. 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 Din fericire. Mai da, aveți mai întrebări? Repede. Dacă nu mai aveți întrebări, o să facem o pauză pentru autografe, nu? Sigur. Nu? Da. O să facem o pauză da, pentru deci, autografe. Da, sigur, pentru autografe și comentarii și în timp ce ne pregătim noi. Da, o să vă cânte în continuare, sigur, să nu plecați, sigur, pentru că vă rem să vă facă, mai ales sigur. Nicu, de acum o să intrați pe mâna lui și o să vă facă o seară de muzică minunată. Noi vă mulțumim. Mulțumim și noi foarte mult. Karma, mulțumim tuturor karmelor. Tu ești toată bucuria. Deci cântul meu da fi, am să-ți cânt încă o dată, poate verbul a iubi. Tu-i soarele și luna, ești iubirea mea de veci. Mă gândesc mereu la tine, Doamne, ce frumoasă e. Și vei fi balada mea. Vreau să mă însor cu tine. Doamne, nu știu ce vei vrea. Dragoste în miez de vară, cu iubirea ta cea rară și cu ochii tăi de ce. Doamnelor și domnilor, piesa este Dragoste mi-e de vară. Am compus-o anul trecut pentru iubirea mea. Mă gândesc mereu la tine și mai știi ce dragă mi este foarte dor de tine. Doamne, ce frumoasă e. Tu ești toată bucuria, tu ești gândul meu de-a fi. Am să-ți cânt încă o dată, poate verbul a iubi. Dragoste în miez de vară, cu iubirea ta cea rară și cu ochii tăi de cer. Dragoste în miez de vară,
Doamne, lasă-mă! Haideți cu mine, aplaudați măcar pe numai că. Check it.
ceva, da, da, da. Aici la Karma, da, 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 da. Și chiar dacă nu vrei, noi tot cântăm la trei. Aici la Karma, da. Unde-i dragostea? Încearcă să-i zâmbesc, pe noi să ne înveți. La Karma, da, este lacrima, să o iubiți mereu. O, Doamne, oave, oave, așa vrea, așa vrea Dumnezeu. Încearcă să-i zâmbesc, pe noi să ne iubesc. La Karma, da, este dragostea, să vă iubiți mereu. Că așa vrea, numai așa vrea. Pasăre măiastră, cu ouăle de aur, în a ta modestie ți se par de lux. Dar zei să rățină ca să fii creasă, din harul tău și mie, dă-mi cu împrumut. Știți că primul volum al lui Maria a fost ouă de lux. Prințesă cu versuri cu har dumnezeiesc, ți-e dor de trenul care n-a venit niciodată. Dar Dumnezeu, ca un lord, ți-a răsucit cuvintele în sus și în jos. A ajuns trecutul la tine, frumos, tăcând universul un pământ. Zâna universul, cu inimă de regină, cu inimă de vază, cu inimă de felină, iubită în cuvinte, iubită în cărțile sfinte, iubită când stai cu minte, închisă într-o frază. Ți-a fost sete de drumurile înalte și ai vrut să te vindeci și ai venit la mănăstirea Gura Motrului, să te închini și te-ai adăpat la izvorul Sfântului Nicodim. Și ai deschis la Filiaș capela octogonului, imn de slavă, și ai intrat în laturi de palme și ai adus din versuri acele geometrii și ai deschis cu palmele tale, palmele noastre, un octogon pentru prezent, în lăuntru iubirii și cifra 8 pentru trecut, în afara de moarte, trecut și viitor, inimi și cuvinte, opturi și laturi, capele perechi. Vibrez de dragoste cu tine în gând, sunt lângă fruntea ta, fărâmituri de aur, de aripi, maestri. Nu. Vibrez de dragoste cu tine în gând, sunt lângă frunte, fâlfâire aripilei maestrului Fănuș. Aștept cu nerăbdare între Modru și Jiu, cu maestru de mână să vii și împreună să privim jocul de liculici, căci Dumnezeu dumnezeiește pe aici. Sunt toate cărțile, sunt despre toate cărțile lui Maria Dimu, scrisă de un copil la 12 ani. La 12 ani a fost publicată cartea. El a scris-o, a cunoscut-o pe Maria de la 8 ani, în mod permanent, la 8, la 10, la foarte multe întâlniri. Este un omagiu pe care l-am adus Mariei din Muc în fața dumneavoastră. Vorba despre ea, un cântec. Eu care voiam într-un al și al de cor, eu care spuneam prea lesne și oricui e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu sunet format, monofon spunând același monolog banal, am plecat, mi-am zis în linii,
cam să vii, în privat cam să vii. Atât, atâta vreme de când am plecat și ca mea acum e dragă, cu adevărat. Abia acum când locuiește la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Vă rog! Și abia acum e dragă, cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Eu care spuneam pralezne și oricui e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Vito, vino lângă mine. Trebuie să cânt piesa asta. Este o piesă care mi-aparține cu extrem de mult, mult. Apropo de domnul Binder, deci e o chemare și vine exact din puterea divinității. Te rog să o asculti. Asta, piesa asta ți-o dedic ție. Vă rog să-l aplaudați pe domnul Binder pentru tot. Pentru toată conferința din sala asta. Minunat. Da 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 da
a iubit-o vino lângă mine. Oh, my baby, a iubit-o, e sufletul meu. Cine se uită spre mine, prea e în regulă, dar în sfârșit vom mai vorbi noi despre lucrurile astea. O să vă înveselesc puțin, pentru că v-am dus, hai iubito, cheamă-mă, nu știu ce. O să vă înveselesc cu siguranță. Rămâneți lângă noi, pentru că am convenții importante de la doamna Carmen. Exact. Sigur, dar lasă-mă întâi să cânt chestia asta și pe urmă o să cânt tot ceea ce mi-ai cerut. Știți că nu scăpați de mine, știți că nu scăpați de Zavaidoc, eu sunt Zavaidocul, noul Zavaidoc, da? Pentru că tot ce s-a întâmplat în perioada intervelică este absolut minunat. Modul în care trăiau oamenii atunci, bucuria lor și nu numai. Știau ce să ceară de la viață. Apropo, sau de la divinitate. Între cei mai importanți artiști români, perioada intervelică sau mai doc, o să vă cânt Aseară pusă-i la una, este cântecul lui de bucurie. Și-am zis verde ca luna, și-aseară pusă-i la una,
unde se duce toată lumea, unde mă duc totdeauna, și-aseară fusei la una, unde mă duc totdeauna. Moare la 48 de ani orbi, orbi la Spitalul Filantrop. Nu asta contează, doar atât că este primul artist român care a înregistrat în studiouri de Columbia. Iată, un singur exemplu și am terminat cu el, pentru că probabil m-ați mai auzit, dar nu pot să trec peste perioada aia pentru că este extrem de important. În toată splendoarea lui se cerea tot timpul piesa asta. Se cheamă piesa lui Zavaidoc, sau melodia lui Zavaidoc. Cine mă puse pe mine să fiu seara pe la tine? Cine mă puse pe mine să fiu seara pe la tine? Mai o fi ca mai de mine, ai băgat poalii pe mine. Mai o fi ca mai de mine, că-au venit seara la tine. Cine mă puse pe mine să fiu
fabrica sa lângă tine. Cine mă puse pe mine să pui casa lângă tine? Ies afară, dau de tine, mai băga boanul din timp bine. Ies afară, dau de tine, mai ofti ca bani de mine. Oh! Multe fete ard în foc când audez la mai dor, măi. Multe fete ard în foc când audez la mai dor, măi. S-a mai domnuliță duce, de la el nu te mai duce. Multe fete ard în foc când aude s-a mai domnul. Spune-ne că ce-ai băut, de n-ai mai îmbătrânit, măi. Spune-ne că ce-ai băut, de n-ai mai îmbătrânit, măi. Am băut vin cu gheață și-am dormit la puica în brață. Și-am mâncat bomboși de rață și-am dormit la puica în brață. Toate astea m-au ținut, dar aia n-am îmbătrânit. Asta era viața. Și la Calafat exista povestea asta și a existat multă vreme. Probabil că mulți dintre noi nu eram născuți sau vă pot povesti cei mai în vârstă. Exista o viață, exista viață. Rog să ridicați ce ați primit. Da. Sau cu ce vă... ridicați acolo. Haide toate fetele, vreau să vă aud. Thank you.
degeaba ai vantaiele. Așa este, la cala. Pentru iubita mea, o să vă fac dedicația asta, decât tu și eu. Vom fi împreună mereu, este o piesă de dragoste. Solina râde. Deci dacă tu și eu vom fi împreună mereu. Știți, în piesa asta există... am avut concert ultima oară, Stadionul Național, într-o grădină foarte frumoasă și m-am aflat bine, Nicu, dar totuși, ce cu salturile astea? Cânti de acolo, pentru că pot. Și pentru că vreau. Este extrem de important. Haideți să vedem. Cântecul ăsta spune extrem de multe lucruri. Vă rog să ascultați versurile. Uite cum râde domnul Bindler. Îi văd zâmbetul de-abia astăzi, îi văd. Bucurie mare ne-ați adus astăzi și mă mulțumim încă o dată. Dacă tu și eu vom fi împreună mea, ziua tu, noapte e, pe același cer vom sta. Soare tu, lună eu, tu și eu, împreună mereu. Dacă tu și eu, împreună vom fi mereu. Dacă tu și eu, împreună vom fi mereu. Dacă tu și eu. Unde tu și eu n-am loc și tăcerea e cuvânt. Dacă tu și eu împreună vom fi mereu. Dacă tu și eu împreună vom fi mereu. Dacă tu și eu. Tu și eu n-au nume și tăcerea e cuvânt. Dacă tu și eu împreună vom fi mereu. Dacă tu și eu împreună vom fi mereu. Dacă tu și eu. Cânte așa, în Ardeal. Ca să vă fac o comparație asupra ce se întâmplă. Mamă, ios fecior de Mărușan, ios fecior de Mărușan, ce din codru cât un an, mă, ce din codru cât un an, o și la mândra câte o lună, că zicior de mamă bună, mă. Fatele-am, după pui, e mărușa, mă, să nu dai cu bolovan, mă, să nu dai cu bolovan, că dacă noi nimerim, mă, vai de capul tău ochii, mă. Cum să-i spui lui ăsta? Pentru că el spune că e cea mai frumoasă zona lui. Asta spune. La, 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 la. Extraordinar. Și lumea aplaudă. Sau, sau, vine și spune. Păi când s-a împărțit norocul, băi, când s-a împărțit norocul, poza m-a dus la lucru, poza m-a dus la lucru, măi, măi, măi. Într-o seară la Cluj cântam așa și vine unul și zice, domnul Nicu, zice, dar ce-i asta?
Te zic, o cântă tu cu vezi. Lasă, dați-mă cu zândul. Ce, păi nu se cântă așa, a preluat orul. Păi zic, cum? O cântăm noi? Zic, da. Ne acompaniați, sigur. Și începe. Vă rog să fiți atenți, ca să înțelegeți. Iată, iată cum simt ei. Păi când s-au împărțit norocul, păi dorul e. Păi când s-au împărțit norocul, fost am i-a dus la lucru. Păi fost am i-a dus la lucru, păi dorul e. Păi când s-au împărțit norocul, sângele în Oltenia fierbe. Da, știți foarte bine, la karma, da, este dragoste. Și fierbe foarte puternic. Iată de ce. Ia, priviți, ascultați. Și să-mi spuneți dacă se compara asta, nu din perspectiva că sunteți otence. O parte, evident, că da. Maria Tănase, da? Absolut minunată, 26 de ani îndrăgostită de... Știți? Bineînțeles, de Constantin Brâncovea. A cântat la rece aproape de Pitești. Și-am zis verdea mobului, nu e drumul coșul, dar mai aveam dorul lui, de la Jordanul și vin, dar n-are căpături. De la Dorj, Pănioară, de la Dorj, mi băgat și-n dragi pe toți, iar la ne-i cam vreo doi sloți, ia o rublă și doi sloți, și nu te-ai iubit cu tot. Că mă pupă Nicuța seara și dimineața. Seara și dimineața, mie-mi place dragostea. Că mă pupă Nicuța seara și dimineața. Seara și dimineața, Măriță poața jura, Părință Pu, poața jura, pe mine mă strâng, că te pup în toată ziua, și eu nu te văz cu luna. Și eu nu te văz cu luna, pe mine mă strâng, că te pup în toată ziua, și eu nu te văz cu luna. La pe mine vă-mi strălumea, că te pup în toată ziua, și eu nu te văz cu lumea, cu gata mei cu țagura, gura și căută dura. Pe mine mă bustrălină, că te pup în toată ziua, și eu nu te văz cu luna. Mâncați-a, Nicuța, mura. Se compară, nu? Parcă așa. E altceva, sigur, sigur. Și iată-le. Și sunt și lipsii de modestie, tot timpul, să știți. Hey!
ani de sus ai gloriei lor. Unde-s pistoarele, unde-s cunoarele, ca ei și printele haiducilor. Dai, 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 dai. Vreau să facem un disc amândoi, dar nu cu mine. Adică, ea zice, facem un disc, da, împreună, da, sigur. Vrei să facem un disc, da. Și mi-a cântat. De, surpriza din seara asta este ea. Pentru că o să vină la microfon. Dragii mei, un cântec peste timp, am zis eu, să mă acum de dorul tău, muzica și versurile mi aparțin. Cântec de dragoste, evident, pentru că nu pot să cânt decât așa de dragoste. A, o să vă cânt un cântec, singurul cântec social pe care eu l-am compus, o să vi-l cânt în seara asta. Se cheamă Trăiți-vă viața, nu dați înapoi. Apropo de ceea ce ne spunea și domnul Ghindel și, bineînțeles, Maria. Să mor acum de dorul tău. E o piesă pe care vă dedic cu cel mai mare drag. Thank you.
mai întreba, să mor acum de dorul tău. O mie de ani aș cânta un pustiu, dacă știi că mai vii în cale să-ți fiu. O mie de zile fără apă și vin, pentru dragostea ta, pentru pasul divin. Și aș muta, te-ai întreba, să mor acum de dorul tău. Pe umbra mea îți amintești, iubita mea, sincerul tău, ești viața mea. Și câte să spun, nespuse de mult și spuse acum printr-o gură de mult. Și câte minuni aș vrea să mai am împreună cu tine încă o mie de ani. Și aș putea, te-ai întreba, să mor acum de dorul tău. Avea părul frumos râu și o floare de păr.
și de-a bine în pânt. Când l-am cunoscut Cristino, aveai părul frumos rău și-o floare de măr. Și de-a bine în pânt, când se lasă stare. Haideți, că știți foarte bine. Eu pe tine, fată dragă, te-am dus în păcat. Când se lasă seara peste București, mă uit după fete, dar văd că nu ești. Când am despărțit Cristino, aveai părul frumos ră și-o floare de măr. Și de-a bine în păr. Când am despărțit Cristino, aveai părul frumos ră, dar floarea de măr ți-a căzut din păr. Când se lasă star peste București, mă uit după fete, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste calafat, eu pe tine, fată dragă, te-am dus în păcat. Niciodată și femeile fac lucruri pe care nu le spun niciodată. Niciodată, evident. Și bineînțeles că cântecul este cântec de despărțire. Absolut, este clar. Și iată, interpretarea adevărată pentru unul care cântă folk sau care simte altfel. Aveai părul frumos rău și-o floare de măr și de-a bine în păr. Când am cunoscut Cristina, aveai părul frumos rău și-o floare de măr și de-a bine în păr. Aveai părul frumos rău, dar floarea de măr ți-a căzut din păr. Când se lasă seara peste calafat, ploi și primăveri.
zi. Poate într-o zi. Și atunci vom zbura pe aripa mea. Și atunci îți voi da din dragostea mea. Și atunci vom mai ști că suntem copii. Și atunci vom zbura pe aripa mea. Îți iau și poșeta, îți bat și gagiu și o sută
de bunica. Ce plai și ce vânt, dar și el privește ea, fiindcă plouă pe pământ. Vom cânta în seara asta la Calafat un cântec care nu s-a mai cântat nici vreodată, deși este un cântec care mie nu mi-a plăcut la început, dar l-am adoptat pentru că n-am avut încotro publicul la cerut. Iată, haideți voi să treceți. Da, poți, dar știți. Hai lăsați mâna așa și treceți la treabă. Câți au plâns nebunii după tine și câți
ți-a murit. Vreau să-mi dai gura-ți dulce zaraza, să mă-n betemere de a ta sărutare zaraza. Vreau să mor și el. Vreau să-mi spui frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebunii după tine și câți au murit. Vreau să-mi dai gura-ți dulce zaraza, să mă-n betemere de-a ta sărutare zaraza. Vreau să mor și Carmen, da? Da. Sorina Lacrima. Da. Noi am dorit să fie mulți ani cu bucurii. Să fie, am dorit să fie ceva peste o mie. Să le iubiți pe ele ca și-a vrea Dumnezeu. La carma, da. Este dragostea. Încearcă să-i zâmbești, pe noi să ne iubești,
La karma da, este lacrima, să o iubiți mereu, că așa vrea Dumnezeu. La karma da, este lacrima, să o iubiți mereu, că așa vrea Dumnezeu. La karma da, este lacrima, încearcă să-i zâmbești, pe voi și pe noi și pe ele, să le iubești. Vreau să vă aud, haideți, că e foarte bine, haideți să vă aud. Este dragostea, încearcă să-i zâmbești. Îl facem de rând acum. Pe noi să ne iubești. La karma da, este dragostea, să vă iubiți mereu. Trebuie să ai starea și o am, sper să o am, în seara asta. Vreau să intru în ea, să vedem dacă o să și pot. Este un cântec pe care eu l-am învățat de la un tânăr când a fost în Barcelona. Se cheamă Emma Mujer, este disperat. Este și pe, este și pe, pe YouTube, îl găsiți. Sigur că da. Este vorba despre un băiat care își pierde dragostea, își pierde iubirea pentru că iubita lui îi îndemnește. Și nu mai știe, fuge de el și evident că suferă foarte mult. Emma mujeres, disperado.
Să stați, nenorocirea este că e în cursul săptămânii, bine cu ghilimele de rigoare, pentru că e o plăcere. De obicei eu cânt în concert, nu mă mai dau aia jos de pe scenă. Zic că mi-au zis data trecută când am avut acum în București, a venit patronul la mine și mi-a zis, domnule. Zic, băi, băiatule, nu pot, uite aici câți, câți oameni au în față, au fost peste 200 de oameni în grădină, zic, nu pot să mă dau jos. Unde e câte zi? Câte piese să mai cânt? Nu știu, două. Am cântat 6-7. Bineînțeles. Și am plecat ultimul de acolo. Ideea de, exact ce spuneau ei, ideea de a face totul cu bucurie și cu dăruire. Așa mi se întâmplă cu cântecul și mie. Așa mi se întâmplă și lor, cu ceea ce cred. Așa mi se întâmplă aici, la Karma Lacrimei sau Carmen sau Lusolina. Și bineînțeles că sunt convins că aveți momente excepționale în viața voastră, a dumneavoastră, sau cum vreți, de bucurie și de iubire. Fie că o manifestați pentru copii, pentru iubiți, pentru părinți sau pentru propria persoană. Eu sunt de principiul ăsta. Trebuie să vă iubiți pe voi ca să puteți să iubiți pe alții, apropo. Asta și nu este o sintagmă. Dacă spunea cineva că dacă te uiți în oglindă și nu ești mulțumit de ceea ce vezi, ai o mare problemă. Apropo de oglinzi. Da. Ai o mare problemă dacă nu ești mulțumit. Că mulți spun, nu neapărat fizic. Și problema nu e fizică. Este interioară. E foarte clar că în momentul în care te uiți în oglindă, vezi ceva interior, nu vezi exterior, nu neapărat. Pentru că majoritatea dintre noi sunt frumoși.
E foarte bine, mai sunt, e adevărat și excepții când te îndulești pe stradă cu cineva și nu-ți mai vine să te uiți la el, dar ideea că se găsește ceva frumos, mă bine. Nu știu, nici nu știu, o să vă cânt cântecul ăsta pentru că este un cântec de încheiere, deși am în cap foarte multe. Sau, de exemplu. Păi săracă inima mea, păi săracă inima mea, am fost am luat oftor cu el, iar încet i-am adorat. Îl luat oftor și la poate. Și mi-o zis că n-am nimic. Hai, hai, inimă, hai, la multe trele mă dai. Hai, hai, inimă, hai, pe din jos pe o să sar peste câteva strofe, că vă plictisesc în convins eu cât de din ardea voi sunteți olteni. Deci n-am zis nicio problemă cu el. Da. Mama da, poate, sigur. Da. Uite așa cum am ea la viață. Uite așa cum am ea viață până mâine dimineață. Până mâine dimineață. Hai, hai, inima, hai, la multe trele mă da. Hai, hai, inima, hai, pe din jos pe după. Uite așa tot cu dorul meu în brață până mâine dimineață. Tot cu dorul meu în brață. Hai, hai, inima, hai, la multe trele mă. O să încheiem, eu mă îndemn. Ce nu-l mai vezi? Ia-ți norocul dur în lume, timpul trece, nu-l mai vezi. Haideți cu mine. Și vă puteți ridica și în picioare, pentru că asta trebuie să facem. Pentru onoarea pe care ne-au făcut-o cei doi, pentru că au venit lângă noi și pentru bucuria care ne-a făcut-o calma. Și când dorul tău întâlni, timpul trece, nu-l mai vezi. Ia seama de un loc colin, timpul trece, nu mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Când părinții tăi te cheamă, timpul trece, nu mai vezi. Te iubesc, asta înseamnă timpul trece, nu mai vezi. Când prieteni vin să te vadă, timpul trece, nu-l mai vezi. Îi lăsați să aștepte în stradă, timpul trece, nu-l mai vezi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Strofa asta este aproape cirașa de pe tor, da? Ascultați! De-ți teamă să te bucuri, timpul trece, nu-l mai vezi. De gândul rău să te scuturi, timpul trece, nu-l mai vezi. Și când vrei ca să o faci lată, timpul trece, nu-l mai vezi. Hotărăște-te odată, timpul trece, nu-l mai vezi.
rog să aveți o viață frumoasă, rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Rog să aveți o viață frumoasă, rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi, să puneți vinul pe masă. Vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. Să puneți vinul pe masă și să vă amintiți doar de noi. Mulțumim foarte mult, da? Nu uitați, nu uitați, nu uitați. Vrei să ne iubești la calma la amenda. Sorina lacrima, hey, hey, hey. Mi-a dorit să fie ceva peste om. Mi-a dorit să fie mulțean cu bucurie, să vă iubiți mere ca și-a vrea Dumnezeu. Încearcă să-i zâmbești, pe noi să ne iubești. La karma, da, este dragostea, să vă iubiți mereu, ca și-a vrea Dumnezeu. Hei, 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 hei. Așa stau lucrurile și așa trebuie să fie. Haideți că de aici și plecat. Am o singură pereche de buci și o viață cu mai multe bărăși. Îți dau mult motive să fie, dar nu-ți pasă și tot mă dorești. Înțeleg că nu poți să înțelegi. Aplaudați-o pe Sorina, vrea să cânte cu mine. Hai, Zoe, aplaudați-o. Fericirea e simplă. Aplaudați-o. Fericirea miroase a tine. Plânge. Fericirea e simplă. Stă în lucruri mici. Fericirea miroase a karma. Doar a karma. Oh,
mulțumim foarte mult, vă mulțumim foarte mult. Vă așteptăm oricând. Răspundeți pe Facebook. E foarte simplu. Mulțumim de tot. O seară frumoasă. Și noi mulțumim. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și mulțumesc tuturor carmelor celor brigade. Ați fost minunate și Nicu Cușor, Grozean. Exemplul de la el, asta înseamnă pasiune, să cânti cu dragoste, să faci orice cu dragoste. Minunat, Nicu Cușor, mulțumim mult! Așteptăm și altă dată, să eu aștept să mai vin abia să am promis, gata, am promis, mă țin pe cuvânt. Sunteți foarte frumoși, sunteți minunați și eu așa lui este foarte frumos, foarte frumos. Are ceva vechi, are și pace în mod, are probabil și vechina lui, vechina lui extraordinară a creatorului, deci e o bază în ce fie aici, nu se poate să fie altă, să se simte pe stradă, zi altă. Sunt multe orașe de provincie care sunt mici, dar energia lor nu e altă. Da? Ceva frumos aici, ceva frumos folosit. Uneori știți că în Biblie Hristos a dus la Betlehem și a vrut să facă vindecări. S-au putea să vindece pe oricine. Când a plecat de acolo, a fost întrebat, Doamne, dar de ce nu vrei minuni la Betlehem? Iată că nimeni nu-i profet în țara lui. Ce s-a întâmplat? Oamenii îl cunoșteau. Trecea Iisus pe stradă, dacă o să citiți cu atenție și să știți că pildele din Biblie trebuie interpretate, adevărul lor este în integralitatea pildei. Adică, vedeți ansamblul, nu luați rânduri niciodată dintr-o pildă. Luați toată pilda ca să puteți să faceți o interpretare corectă. Da? Se interpretează ansamblul. În general, dacă vreți să căutați un adevăr, adevărul e în ansamblu, nu în rânduri. Dacă vreți să știți dacă v-a iubit un părinte pe care credeți, pe care ați proiectat în momentul că nu v-a iubit, trebuie să știți sigur că n-ați văzut ansamblu. Adică ați pus ochiul pe frântura negativă. Deci Iisus a fost energia cea mai înaltă care a fost vreodată pe pământ, Fiul lui Dumnezeu, prezent la Betlehem cândva, acum 2000 de ani, și nu prea a făcut vindecări acolo, pentru că oamenii n-au crezut în el, adică avem această energie fantastică, extraordinară. Trebuie să credem în ea și să o folosim. Să ne vindecăm prin credința noastră. Asta s-a întâmplat la Betlehem. Deci și România are asemenea energie. Depinde de noi. Vă mulțumesc! Așa că e greu, de cazuri și boală, un viitor tuturor, o iubire mortală, uite zilele te, și sunt multe deșarte, și mereu ne aflăm, și mereu ne aflăm, mai aproape de moarte. Și atâtea dezastre, de dor să-mi te țin, ritmul inimii noastre, de iubire mi-e dor, care viață.
casa s-o cheie. Și mi-e dor de, și mi-e dor de un vis, un bărbat și o femeie. Haide să vin. Ai iubi, ai iubi, ai iubi, nu-i greșeală. Căutați zi de zi, căutați zi de zi o iubire mortală. Ai iubi, ai iubi, ai iubi, nu-i greșeală. Căutați zi de zi, căutați zi de zi o iubire mortală. Să fiți fericiți!